doamna arată niște lucruri care nu s-au întâmplat, de fapt. În primul rând, ea stă însoțitoarea copilului aici, avea, sigur că nu l-am la mine, o să vă arăt de la sfârșit, de completat un chestionar în care îi se arăta că poate refuza orice, atât pentru copil cât și pentru dânsa. Dacă am fi foarte riguroși, nu există niciuna dintre condițiile articolului 219. N-a fost constrânsă, n-a fost alte metode de a o duce undeva, mă înțelegeți? În momentul în care s-a propus o ecografie, s-a făcut copilului ecografie, considerându-se că ar putea avea o boală mononucleoză și, bineînțeles, că ar putea fi verificată mama. A refuzat în prima instanță, urmând ca a doua zi o zi că se va hotărâ să facă și această ecografie. A doua zi m-am dus să le spun că oricum copilul a fost tratat, el urma să fie externat vineri, știa, când a venit până la ușă, la ușă a zis că nu mai vrea și a plecat. După care nu mai vrea ce? Să facă ecografia. Care, de fapt, ecografia nu ar fi însemnat o ecografie abdominală, absolut niciun fel de atentat la pudoarea doamnei, pentru că este pur și simplu o ecografie abdominală și s-a propus când copilul era acolo lângă dânsa și era pe scaun, pus să stea pe scaun. Deci nu ar fi fost ceva ieșit din comun la care să faci o asemenea devatură, cum a făcut dânsa. Ați băgat mâna sub haine, cum susținea? Nu, nici vorbă. Nici vorbă de așa ceva. În al doilea rând, nu trebuia să o dezbrac. Ați văzut că dânsa susține că am vrut să o dezbrac. Nu trebuia, pentru că dânsa avea o bluză în care doar atât trebuia dată, ce să dezbraci la ecografie. Dumneavoastră ați făcut pe ecografie, știți ce înseamnă ecografie abdominală. Da? Dânsa susține că după vizite ați chemat-o la dumneavoastră în cabinet și acolo s-ar fi întâmplat avansurile. Nu e adevărat. Ea în cabinet la mine n-a fost niciodată. A fost la ecografie jos, la cabinetul de ecografie, dar nu în cabinet și n-au fost niciun avans. Pentru că la vizită mă duc împreună cu rezidentul meu, cu Marius, în care de fiecare dată n-am avut nicio discuție legată de aceste evenimente, nu i s-a propus nimic, pur și simplu ne-am ocupat de copil și cu asta basta. Și atunci de ce credeți că a plecat în fugă din spital? A plecat în fugă, eu nu mi-am explicat că m-am trezit doar cu domnii polițai care au venit să ia niște declarații la o doamnă în salon. În rest n-am știut până n-a venit tatăl să spună că vai de mine că s-o fi întâmplat ceva. Altceva. Ce v-a spus tatăl? Că am încercat să mă leg de soția lui. Asta mi-a spus. Și dumneavoastră? Eu i-am spus că nu e adevărat. I-am spus că nu e adevărat și o să vedem asta pe parcurs. Mai puțin. Deci, astea au fost evenimentele care s-au întâmplat, dar, repet, nu există niciun element. Gândiți-vă foarte bine, dânsa putea să refuze oricând și orice, pentru că scrie și în atașamentul acela, să spună nu vreau, nu vin, nu fac, inclusiv pentru ea și inclusiv pentru copil. Deci nu există elementul care s-o fi determinat pe ea, de exemplu, să vină și să spună după aceea că uite ce i s-a făcut. Pur și simplu trebuie să spună nu vin, că era liber, este matură, are toate posibilitățile de a se apăra. Deci nu era în vreo imposibilitate de a se apăra. Susține că i-ați cerut să vă sărute. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Păi poate susține orice. Nu este adevărat. Acum nu sunt adevărate nici celelalte. Și v-am mai spus. O să se dea... Care celelalte? Ce-o zis că mâna pe sub bluză și nu știu ce. Nu este adevărat. Nici n-am zis să se dezbrace că nu este cazul. Asta e. Deci nu au existat? Nu. Avansuri sexuale între dumneavoastră și... Nu. Nu. Și poate confirma, dar asta o să vedem la când se va discuta dosarul, da? Să vedem acolo, o să fie probe, o să fie martor, o să fie ce trebuie și o să vedem. După apariția materialului ne-au mai scris și alte persoane care susțin că la fel și dânsele au fost cumva victime ale avansurilor sexuale făcute. Dumneavoastră de pe un site care e vechi și ați preluat două persoane. Pe lângă acele două persoane care apar în material, noi mai avem alte persoane care au fost internate aici. Spre exemplu, o persoană susține că dumneavoastră ați condus-o în cabinet la dumneavoastră, ați închis ușa cu cheia și după aceea ați început să vă dați jos pantalonii. Nu, este adevărat. Este adevărat. Deci acum se poate spune orice, vă dați seama. Declarații poate face oricine, dar nu este adevărat. De ce credeți că se fac aceste declarații la adresa dumneavoastră?
Dumneavoastră știți, există oameni care sunt binevoitori într-o direcție, alții care nu, nu cu toți te comporți cum doresc ei și atunci fiecare are părerea lui. Înțelegeți? Deci nu pot să fie toți la fel în ceea ce declară.